Domnilor, bun găsit, iată o nouă ediție la Aproape TV Realități Regionale. O ediție deosebită, aș putea să spun, pentru că în această seară vom vorbi despre Congresul Internațional Pregătim Viitorul Promovând Excelența, congres care are mai multe secțiuni în acest an. O să vă și citesc câteva dintre ele. Va debuta cu centenarul trăgerii neamului românesc, sesiune științifică solemnă. Va avea loc apoi o ceremonie de deschidere a congresului. Va avea loc și o masă rotundă Solomon Marcus, contemporanul nostru, repere în medicină avansată, o altă secțiune tendințe actuale în bio-nanotehnologie, o secțiune pentru Facultatea de Științe ale Comunicării, cursuri, hands-on-uri și alte evenimente, lansări de carte. Dar în această seară am invitat alături de mine pe domnul profesor universitar dr. Nicu Gavriluță. Bună seara și bine ați venit la Realități Regionale. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc frumos pentru invitație. Știu că dumneavoastră veți participa și dumneavoastră la zilele universității, la congresul Pregătim Viitorul Promovând de Excelență, ce se va avea loc în perioada 1-4 martie la Iași. Veți participa la masa rotundă Puterea Secretă a Creierului Uman. Da. Iată, pentru mine este, aș putea să spun, o temă inedită pe care o văd în preocuparea dumneavoastră, știind că dumneavoastră sunteți mai mult preocupate de problemele religiilor și sociologia religiilor sau special probleme sociologice. De această dată vă văd într-o conferință despre problema creierului uman. Da, pentru că personajul principal al acelei conferințe se referă la realitate. Este esența realității. Și atunci, dacă eu vin, de pildă, să vorbesc despre esența realității dintr-o perspectivă filozofică, fiind și absolvent de filozofie, dintr-o perspectivă sociologică, a sociologiei religiilor și chiar a mentalităților sociale, sper că este potrivit, este inspirat. Am văzut în program prezența unor specialiști foarte, foarte buni, oameni cu studii temeinice, cu realizări recunoscute și apreciate, care vin din domenii diferite. Unii vin din domeniul tehnic, alții vin din domeniul comunicării, sunt oameni care au formație istorică, medicală, teologică, ceea ce este extraordinar. Știți de ce? Pentru că în ultima instanță creierul și secretele lui pot fi abordate din perspective multiple și deseori complementare. Nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori. În ceea ce mă privește, dacă vreți, pot să spun câte ceva despre ideile pe care le voi susține, nucleul forte al intervenției mele. Esența realității. Eu mizez pe o interpretare filozofică și sociologică a ceea ce se numește astăzi esența realității. Și am să plec, cum am văzut că fac mulți colegi din țară și din străinătate, de la datele recente ale științei, ale cercetării în domeniul fizicii, de la fizica cuantică. De ce? Pentru că ea deschide din punct de vedere epistemologic formidabil lumea de astăzi spre realități neștiute și nebănuite până acum și ne oferă nouă posibilitatea celor din domeniul științelor socio-umane să regândim un pic paradigma, epistemologia și viziunea asupra realității. De exemplu, există acum și circulă pe canalele și pe canalele de televiziune și pe rețelele de socializare un film din 2016 realizat de către un profesor universitar arab care predă în Statele Unite despre esența cuantică a realității. Filmul acela m-a provocat foarte mult. Un film documentar de 50 de minute. El aduce la zi, pe scurt vorbind, o dispută clasică dintre Albert Einstein și Niels Bohr. Disputa aceasta a avut loc în 1920 și avea ca subiect interconectivitatea cuantică. Mai clar și mai precis, erau două poziții aduse de cei doi ilustri savanți. Prima, care susținea că realitatea are un caracter obiectiv, independent de noi, subiecții cunoscători, există în sine și poate fi până la anumite limite cunoscută. Cealaltă poziție, susținută de Bohr, e un pic mai nonconformistă, chiar
centrică, dar în orice caz este foarte provocatoare. Ea spune așa, realitatea noastră fizică, lumea în care mișcăm, există pentru că o percepem noi. Readuce în atenție ideile lui Berkeley, SS percipe. Percipi, a exista înseamnă a fi perceput. Știm din filozofie. În același timp, preluându-l pe Culianu, aș merge mai departe și aș argumenta pe următoarea idee. Această lume există în măsura în care o percep eu, dar există tocmai fi percepută de mine. Ei, și experimentul acesta de ordin fizic care privește realitatea cuantică viza, în cuvinte puține clare pentru toți telespectatorii noștri, ce? Drumul pe care îl parcurg electronii până lovesc un ecran. E interesant de văzut că perspectiva clasică susținută și de Einstein susținea că realitatea este obiectivă, independentă de voința lui Paul Gorban sau a lui Nicu Gavriluță. Prin urmare, acei electroni care parcurg un drum și ajung să lovească un ecran sunt fie undă, fie corpuscul. Când sunt vizibili pentru noi, ei sunt corpuscul, se comportă asemenea luminii. Dar uneori sunt undă, susțineau fizicienii clasici. E bine, Bohr și exegeții fizicii cuantice spun altceva. Electronii respectivi sunt deopotrivă undă și corpuscul, și una și alta. Depinde de noi cum îi vedem și cum îi percepem. Exact. În clipa în care ei trec prin două fante și ajung la ecran, sigur că sunt realități corpusculare, sunt observați. Dar după ce trec de acele fante, până să lovească ecranul, ei sunt peste tot și nicăieri. Ei sunt fantomatici, iluzorii. Există și nu există. Asta înseamnă că e nevoie de noi să intervenim pentru a-i aduce la prezență. Și punând acel ecran în față, noi instituim prezența lor, îi facem vizibil, creăm o lume. Și acea lume n-ar fi creată dacă n-am fi fost noi, subiecții cunoaștri. Așadar, voi pleca de aici și voi spune, pe linia fizicii cuantice, că și mitologia veche românească are dreptate când vorbește de o lume creată de om, de dumneavoastră, de mine, și în același timp de o lume paralelă, asemănătoare cu lumea noastră, dar situată în răspăr, invers, pe dos. Mitologia românească aduce în atenție motivul blajinilor, acele ființe mitologice care trăiesc într-o altă lume. Lumea blajinilor seamănă cu cea a oamenilor, numai că totul se petrece pe dos acolo. Stânga este dreapta, dreapta este stânga și așa mai departe. Prin urmare, o privire în oglindă, practic. O privire în oglindă. Asta spun și fizicienii cuantici, unii dintre ei, sau mai exact filozofii fizicii, că dincolo de lumea creată de Nicu Gavriluță și Paul Gorban în urma acestui dialog, dincolo de lumea noastră, există o lume asemănătoare, dar răsturnată, inversă. Dacă în această lume noi doi suntem vii și discutăm, în cealaltă noi doi suntem morți și ne relaxăm, să spunem așa. Ei, cei mai mulți spun că lumea aceea paralelă ar fi una fantastică, fictivă. Dar sunt și oameni mai excentrici și curajoși care spun că lumea aceea este reală și poate fi adusă la prezență. Ori deschiderea epistemică pe care o realizează aceste idei, după părerea mea, este extraordinară. Asta înseamnă că pe lângă lumea obiectivă pe care nu o putem nega, nu ține de bunul simț, există lumi individuale, dar și lumi sociale construite de noi. Și avem sociologi clasici care vorbesc despre crearea realității, vorbesc despre faptul că noi percepem o lume în mod fals, dar pentru noi ea funcționează ca și cum ar fi lumea normală și adevărată. Jean Baudrillard discuta despre simulacre. Din nefericire trăim în lumile noastre false, care pentru noi sunt reale în acele simulacre, și suferim dacă simulacrul nu este identic cu realitatea. Pot să merg pe linie, și voi merge pe linia aceasta a lui Baudrillard cu simulacre, de asemenea voi merge pe teoria predicției creatoare. Atunci când definim o situație ca fiind reală, ea devine reală în virtutea definirii ei ca fiind reală, nu? Și putem da exemple foarte multe din lumea socială. În concluzie,
lumea are și substratul acesta misterios, profund, spiritual, energetic, cum spun oamenii de știință, dar deopotrivă există și lumi construite de noi, indivizi, și lumi sociale în care ne mișcăm. Umberto Eco susținea în limitele interpretării că orice tip de interpretare creează o realitate. El era optimist, spunea că până la urmă realitatea care va învinge este cea obiectivă, primă, evidentă pentru noi toți. Culianu era un pic mai îndrăzneț, Ioan Petru Culianu, și spunea că în istorie s-a dovedit faptul că oamenii au trăit în lumile lor, uneori complet diferite de lumea reală. Au făcut alegeri proaste și au pierdut, dar uneori au făcut și alegeri bune. Lumea lor a fost instituită ca fiind o lume reală. Uite, mă gândesc la Dostoievski, de pildă, și în Crimă și pedeapsă, el susține acolo că anumite personaje care reușesc să ducă o crimă la bun sfârșit, chiar dacă nu o fac perfect, dar dacă au șansa de a fi acoperiți de glorie și dacă sunt recunoscuți, dacă devin de pildă personaje celebre, atunci crima lor de atunci devine în timp, nu? În amintirea generațiilor următoare, un fapt eroic, un fapt salvator prin excelență. Dacă privim la scară istorică, atunci se transformă realitatea. Deci, voi pleca așadar de la experimentul acesta de natură fizică și voi încerca să-l aduc în realitate, susținând, și cu asta închei, faptul că viața noastră socială, viața religioasă, vorbesc acum ca sociolog a religiilor, este marcată profund de pildă de secularizare. În Occident mai mult decât la noi există, nu? Realitatea anumită secularizare. Dar în același timp, obligatoriu, trebuie să vedem și cealaltă realitate a resacralizării. Și eu nu le pun în antiteză cum se procedează în mod obișnuit. Nu se luptă una contra celelalte. Eu consider că realitatea este asemenea unei monede. Moneda are și cap și pajură. Noi trebuie să luăm ambele realități. Și atunci citesc în fața anumită secularizare prezențe camuflate ale sacrului și în fața anumită resacralizare deja simptome ale secularizării, ale profanării. Și sigur că da, și laicizării unui spațiu social. Prin urmare, nu trebuie să le vedem în antinomie, ci trebuie să vedem o lume seculară, de pildă, ca fiind o lume în care Dumnezeu este absent, dar în care noi suferim alături de Dumnezeu, într-o lume din care El lipsește. De secularizarea n-aș plasa-o împotriva creștinismului, ci dimpotrivă să fie o probă, un labirint, o încercare, o trecere a creștinismului prin care acesta poate să câștige sau nu. Deseori în istorie arăta Mircea Eliade că prin desacralizare noi ne-am pierdut pe Homo Christianus, credința creștină. Dar rămânem religioși pentru că suntem marcați de cultura populară, de datele străvechi și de alte elemente. Toate acestea împreună vor constitui, dacă vreți, nucleul prezentării mele cu privire la esența realității. Ori aici creierul uman are un rol deosebit pentru că e vorba de construcții ale lumilor posibile, ale lumilor personale, plecând de la axiome, de la date de bază, care se combină în virtutea unui set de reguli și a unui mecanism de generare al interpretărilor, cum spune Ioan Petru Culianu, prezentându-și metoda lui a complexității multidimensionale sau metoda de tip combinatoric. Cam acestea vor fi în linii mari datele de bază. Ați aruncat deja câteva idei, zic eu, foarte provocatoare. În primul rând, vorbim despre realitatea spirituală, care este pusă în relație cu creierul, realitatea socială, cea în care individul, când își construiește relații familiale, relații de cu oameni din societate, dar mai există un tip de realitate pe care dumneavoastră așa elegant mi l-ați inspirat, plecând de la ideea simulacrelor, realitatea virtuală. În ce măsură, iată, astăzi corpul, mintea omenească în mod deosebit, iată, telespectatorii noștri chiar în acest moment au în fața lor acel ecran. În ce măsură mintea este provocată să-și păstreze, pe de-o parte, dacă vrem, formulele adamice, adică ale omului adevărat, și să nu se compromită, eu știu, cu ceea ce vede în față, cu imaginea. Dacă ne ducem în special în mediul virtual, vom vedea că acolo sunt foarte, foarte multe capcane, apar foarte multe jocuri în care mintea poate cădea ușor în capcane de genul... Sigur, ori lumea de astăzi, din 2018, prin rețelele de socializare, prin tehnica de ultimă oră,
îți creează posibilitatea să intri cu mintea ta bazată pe structuri clasice și date de ordin adamic, adică originare, cum foarte inspirat ați spus, deci să intri cu mintea ta în acele lumi virtuale, în acele lumi posibile. Eu reiau un experiment pe care Culianul descrie în ultimul său interviu cu Gabriela Adameșteanu, încercând să-l aduc la zi, dacă vreți, la nivel de 2018. El spune așa, dar era în 1990, între timp tehnica a evoluat foarte mult, că poți să te conectezi la un computer, îți pui ochelari, îți pui o cască anume și intri în lumea virtuală a computerului. Acolo tu apuci obiectele, deci ești într-o lume virtuală, gestul tău e unul prin excelență real, le poți simți, le poți pipăi. Ori astăzi așa ceva a devenit banalitate. Orice copil se poate conecta, nu, la o lume virtuală grație acelor jocuri care atrag foarte mult și se duc și în același timp intrăm în lumile virtuale cu ajutorul televiziunii, în lumile virtuale create de un spectacol sportiv, create de un film, de o emisiune de divertisment și pericolul, de pildă, de a-ți pierde mintea, de a te rătăci acolo, căci acesta înțeleg că e sensul prim al întrebării, este foarte mare. Este foarte mare. Noi trebuie să avem stăpânirea de sine și capacitatea de a face în permanent și luciditatea, de a face permanent diferența între lumea mea reală cu mintea pe care o am și lumea aceea fictivă. Este cumplit să te lași pradă acelor lumi virtuale. Poți păți exact, îmi vine acum în minte, întâmplarea tristă prin care au trecut personajele din romanul Pendulul lui Foucault al lui Umberto Eco. Acele personaje, interpretând scrierea de pe un petec de hârtie în mod fals, și-au creat o lume a lor și lumea respectivă din lume imaginară, din lume, să spunem, personală, din lume profund intimă, a devenit o lume socială, o lume în care personajele respective primesc amenințări și în cele din urmă sunt ucise grație interpretării proaste pe care o fac. Prin urmare, întrebarea dumneavoastră este foarte importantă. Da, riscurile sunt cumplite de a rătăci calea și de a lua realitatea aceea virtuală drept o realitate toate posibilă. Concret. Dar noi trăim astăzi, aș mai vrea să spun ceva, grație tehnicii, aceste experiențe extraordinare, aceste șanse de a cunoaște lumi virtuale fabuloase, dar și de a ne pierde mintea și riscul trăim de a ne pierde, de a ne rătăci acolo, dar nu suntem creativi în privința aceasta. În istoria și sociologia religiilor sunt numeroase exemple de specialiști ai sacrului care au intrat în lumile acestea virtuale, în lumile paralele, grație de pildă puterii de a se concentra, de a contempla, de a se decorporaliza și de a călători în spirit. O șamanii, de pildă, știm foarte bine, ei se luptă cu acei demoni ai bolii într-o altă realitate, într-o realitate dincolo de lumea noastră și lupta e una teribilă care presupune vindecarea celui bolnav sau, dimpotrivă, moartea șamanului. Avem, dacă vreți, în tradiția românească, jocul călușarilor, nu? Mm. Și mutul intra în stare de extaz și deseori se lupta cu entitățile malefice din alte lumi. Așadar, din punctul meu de vedere, este ingenioasă și seducătoare această apropiere între lumile virtuale pe care ți le creează tehnica, televiziunea și nu numai, și lumile virtuale arhaice la care aveai acces grație, de pildă, unor tehnici spirituale. Da. Ce este interesant e că în ultima perioadă științele demonstrează că asupra creierului se poate interveni tehnic. Uh-huh. În special în cazuri în care o persoană, de exemplu, dacă suferă un accident, se poate interveni asupra creierului cu anumite stimuli, pentru ca acea persoană să răspundă, eu știu, realității concrete. Uh-huh. Mai mult se vorbește de inventarea, dacă vreți, a unui creier artificial.
Lumea este mai stranie, mai ciudată și mai provocatoare decât o știm cei mai mulți dintre noi. Vă mulțumesc și vă felicit pentru că aduceți discuția și în acest punct. Sigur că ceea ce discutăm noi acum, din momentul acesta încolo, poate să pară unor telespectatori ca ținând de domeniul fantasticului. Ceva interesant, provocator, dar puțin credibil. E bine, cum spuneam anterior, lumea e mai stranie și mai ciudată decât o cunoaștem noi. Eu cred că e nevoie de luciditate și de inteligență pentru a înțelege ceea ce se întâmplă. Detaliile pe care le-ați adus în atenție, eu le-aș plasa în cadrul unui curent de gândire la modă în Statele Unite, intitulat transumanism. Unii mai spun postumanism. Acest curent de gândire, filozofic și antropologic deopotrivă, vizează saltul de la Homo sapiens la un om superior cu ajutorul tehnologiei moderne. De exemplu, să putem stimula capacitatea de gândire și de reacție a creierului uman, să putem găsi substitute ale creierului. Și ei spun așa, în clipa de față, noi deja folosim tehnologia pentru a ne perfecționa trupul. De pildă, avem nanoroboții care, în corpul uman, luptă împotriva colesterolului. Unii dintre noi avem valve și anumite dispozitive tehnice care ajută inima bolnavă să funcționeze. De asemenea, avem proteze la mâini, la picioare. De ce n-am gândit peste 10, 20, 30 de ani un corp uman care depășește o stare critică, trece prin boală, dar în același timp poate fi și un corp uman sănătos care poate fi mult mai bun, mult mai rezistent, mult mai performant, acesta este cuvântul potrivit, dacă îl ajutăm cu tehnica modernă. Și se ajunge aici la acei cyborgi, nu? La acele entități cu aparență umană, dar în realitate cu multe dispozitive de ordin tehnic. A existat un salon la Barcelona și au fost expuse câteva exemplare de genul acesta. Eu le-am văzut într-un număr din National Geographic. Mi s-a părut provocator și ingenios. Și apoi trebuie avut în atenție și alte proiecte. Aici chiar mergem pe domeniul fantasticului. E posibil ca asemenea exemplare și umane și tehnice deopotrivă să fie foarte dorite, de pildă în armată, pentru performanțele lor în luptă și în război și așa mai departe, sau, de ce nu, pentru performanțele lor de tip cognitiv. Viitorul ne aduce în atenție asemenea provocări. Eu văd aici, în curentul acesta transumanism, sigur, prezența, în primul rând, a desacralizării, a secularizării, în sensul că trupul uman nu mai este teosis, nu mai e trup îndumnezeit, dar nu mai e lăcaș al Duhului Sfânt, ci devine până la urmă o realitate unde eu, ca medic, ca specialist, pot să intervin și să fac anumite schimbări. Inclusiv, spun unii, la nivelul codului genetic, deci intervenții foarte rafinate și foarte subtile. Avem de-a face cu ipostaza desacralizării, dar avem de-a face cu reactualizarea unor fantasme mitologice străvechi. Mitul omului perfect, am omului desăvârșit. Noi tindem spre perfecțiune, tindem să ne dezvoltăm capacitățile noastre, dar nu o facem pe cale clasică, spirituală, prin dezvoltarea minții, prin cultură, prin exercițiu de ordin spiritual, ci o facem cu ajutorul tehnicii moderne. Ne facem practic singur update-uri. Cum facem update la computer, exact. Ajungem să ne facem update la corpul uman, da. Intrând în această capcană a secularizării. Domnule profesor, despre un alt tip de realitate, în care, iată, creierul este pus foarte puternic la antrenament, este realitatea visului. Da. Despre vis. De cele mai multe ori, și pe internet, și studii foarte multe scrise pe acest subiect, găsim materiale care spun că în momentul relaxării, atunci când dormim, atunci când începem să visăm, intrăm într-un alt tip de realitate, o realitate care ar putea avea conexiuni cu realitatea concretă, cea de peste zi, cea trăită, cea în starea de ridicare, de acțiune, și totuși, în această stare de visare, creierul dă în vileag, de multe ori, niște elemente, câteva elemente care poate anticipa realitatea de a doua zi, sau poate da soluții la probleme din realitatea vie, dar trecută.
Există, și vin în minte acum, studiile lui Carl Gustav Jung despre simbolistica viselor și mai precis despre visele premonitorii, visele care anunță ceva. Aici e vorba, înainte de toate, de specialiști, de psihologi, de oameni care cunosc secretele creierului și au aprofundat și tainele subconștientului, dar în același timp e nevoie și de hermeneuți, de oameni care să interpreteze foarte bine acele simboluri. Ce pot să spun? Că există, spun acum tot din domeniul istoriei și sociologiei religiilor, există specialiști ai sacrului în lumea orientală și nu numai, care au realizat în stare de meditație această călătorie de la starea diurnă de om treaz la starea nocturnă cu vise sau fără vise. În yoga, de pildă, există cele patru stadii ale conștiinței umane. Primul este cel diurn, apoi cel nocturn, fără vise, cel nocturn cu vise și ultima este starea cataleptică, când poți atinge cu trupul starea de samadhi. E bine, trecerea de la una la alta se poate face conștient, deci să treci din lumea trează, să intri în lumea visului conștient și să călătorești în visul celuilalt, iar celălalt să te întâlnească lucid treaz în universul său oniric. Este groaznic pentru el. Eu iau acum dintr-o scriere a lui Mircea Eliade, Secretul doctorului Honigberger, este sigur o novelă, o realitate fantastică, dar care prezintă pe alocuri date din spiritualitatea hindusă, din practicile Samkhya Yoga, care sunt foarte adevărate în ceea ce privește posibilitatea călătoriei la acele nivele ale conștiinței. Prin urmare, fizica de astăzi, știința, biologia, prin oamenii cultivați și sensibili, aceste științe și protagoniștilor au mult de câștigat din spiritualitatea străveche, orientală sau creștină, în orice caz din acele tehnici spirituale care permiteau performanțele respective. Simpozionul va fi realmente spectaculos, anticipez eu, pentru că vor fi perspective diferite ale psihologilor, ale medicilor, ale filozofilor, ale teologilor, asupra unei realități saturată continuu de mister, și anume realitatea creierului uman, nu? Că până la urmă despre aceasta este vorba. În ultima perioadă, când vorbim în special despre puterea creierului uman, se vorbește despre poli, pozitivi, negativi. Aș vrea să mai atingem și noi aici un alt subiect, cel al cum reacționează creierul uman în momentul, tot la formule bipolare, în momentul de bucurie și în momentul de tristețe sau de furie. Pentru că, vedeți, aș vrea să atingem puțin și zona aceasta a realității sacrului. Vedem de cele mai multe ori, în special creierul omului simplu, cu preocupări mai puține, față de tehnica modernă, de față de, știu, cultura postmodernă sau cultura contemporană și așa mai departe, el este mult mai conectat, de exemplu, către bucuria, să spunem, a sacralității, către o conexiune cu divinitatea, față de celălalt care, fiind mereu antrenat și nervos în tehnologii, în științe, în, eu știu, fel și fel de preocupări zilnice, poate chiar casnice, aș putea să spun la un moment dat, care manifestă o agitație. Da, și agitat fiind și preocupat, el trăiește într-un univers propriu, într-o monadă. Relația verticală cu absolutul este fracturată pentru el, da. Interesant este că se poate observa așa ceva cu finețe, cu rafinament și la nivelul creierului uman. E vorba de acele imagini, fotografii ale creierului, aduse în atenție la un om de știință solicitat, preocupat de cercetările lui și la un om obișnuit care trăiește firesc bucuriile vieții, da, se văd diferențe enorme. Sunt diferențe de lumină, sunt diferențe de imagine, sunt diferențe de, nu aș spune simbolistică, dar în orice caz de conexiune. Un neurolog ar putea să explice mai bine. Este domeniul lui până la urmă. Pe mine mă reține alt aspect. Faptul că o realitate spirituală se poate reflecta și poate deveni vizibilă pentru oamenii pozitiviști, da? Și poate fi demonstrată
până la un punct anume. Este ca și cum, de pildă, să-mi vină în minte anumite experiențe. Fulgidenia, e un experiment clasic, nu seamănă între ei. Ei sunt diferiți în funcție de starea mentală și de tensiunea spirituală a oamenilor dintr-o zonă anume. S-au făcut experiențe, de pildă, și s-a văzut că oamenii care au preocupări spirituale transmit o energie care configurează o structură frumoasă, fascinantă a fulgului de nea. Apoi, sunt experiențe vizând, de pildă, apa. Apa, nu? Influența muzicii asupra apei. În clipa în care apa respectivă îngheață, efectele muzicii pot fi vizibile într-o limită anume pentru noi toți. Un tip anume de efecte și de structurare a gheții au, până la urmă, datele sau sunetele din muzica rock, din muzica hard rock, foarte puternică, și altfel la alt tip, la alte tipuri de structură, la alte combinații, la alte imagini duc, de pildă, elementele din muzica de tip clasic, din muzica din, eu știu, nocturnele lui Chopin sau din anotimpurile lui Vivaldi. S-au făcut experiențe de genul acesta. Eu sunt optimist și încrezător, dar nu sunt naiv, adică nu cred în totalitate că o realitate de tip spiritual va putea fi demonstrată deplin cu datele acestea științifice. Până la un punct, da. Până la un punct, da, însă realitatea spirituală are inefabilul ei, care evident nu poate fi cuantificat, nu poate fi măsurat. Dar corespondențele acestea care se văd și pot fi până la urmă demonstrate tuturor reprezintă o invitație la o cercetare de tip interdisciplinar a creierului uman și până la urmă a realității ultime. Pentru că putem înțelege mult mai bine esența realității și datele fundamentale ale condiției umane dacă le abordăm nu doar din perspectiva filozofică, teologică, spirituală, culturală în genere, dar și din perspectiva biologiei, a medicinei, a geneticii, a mai multor științe. Este realmente salutar, pentru că știința și cultura sunt până la urmă căi care duc spre aceeași realitate, ajung în același punct, dar sunt căi diferite, sunt drumuri diferite. Exact cum sunt marile religii ale lumii de astăzi, toate duc, spunea la un moment dat Andrei Scrima, spre vârful unui munte, numai că sunt cărări diferite, unele sunt mai înguste, anevoioase, altele sunt un pic mai accesibile, mai generoase, dar toate duc spre aceeași realitate. La fel, în cazul de față, realitatea ultimă este creierul uman, dacă vreți, ființa umană și chiar esența realității, și este absolut salutar ceea ce faceți, această dezbatere, această masă rotundă privind esența realității analizate din perspective multiple. O problemă pe care iarăși vreau să o pun în atenție, care dă în vileag, pe de o parte, puterea secretă a creierului uman, este economia. Vedeți, dumneavoastră, până acum am vorbit de pe formule filosofice, pe formule de știință, pe religie și sociologie, dar și economia are un rol important asupra activității creierului uman. Astăzi, mai toată lumea este conectată a avea un job, a fi, eu știu, pus în valoare. Da. Sau cu valoare. Lucrează pentru niște bani, lucrează pentru a fi recunoscut și așa mai departe. Pentru plus valoare. Pentru plus valoare. În ce măsură iată creierul uman, dacă, să spunem, prin absurd, ar cădea bursa, ar cădea, eu știu, ar fi o criză economică, ar putea reveni, eu știu, la forma lui, forma adamică. Mi-e greu să spun cu precizie, dar știu un lucru. Creierul uman și conștiința umană le-aș lua împreună. Deci acest ansamblu mental al nostru, până la urmă, se structurează și în raport cu dorințele noastre, cu gândurile noastre, cu practicile noastre cotidiene, cu activitățile permanente, inclusiv cu cele economice. Dacă mizăm foarte mult pe activitățile de tip economic, dacă fetișizăm un zeu postmodern numit rating sau numit profit, câștig, ban, atunci cu certitudine ne structurăm într-un fel anume conștiința, poate și creierul, nu știu, dar conștiința mult clar,
Și în clipa în care vine nenorocirea, ziua Apocalipsei, totul a căzut, inclusiv noi am căzut, pentru că ne-am redus natura noastră, personalitatea, la aceea a lui Homo economicus. Este o reducție periculoasă din punctul meu de vedere. Eu spun așa, și am avut recent o dezbatere despre sărăcie și am vorbit și de datele economice. Am spus așa, un om sărac care trăiește modest ar trebui să aibă puterea să-și depășească condiția lui, să găsească resurse pentru a-și depăși condiția, resurse interioare în primul rând și apoi cele sociale, relaționale, familiale, financiare. Un om bogat nu are o viață ușoară, pentru că această bogăție pune presiune, nu e ușor să fii bogat și atunci trebuie să ai și forță lăuntrică și putere interioară. Oamenii care au jucat la bursa din New York, oamenii care au câștigat, cei milionarii și miliardarii care se îmbogățesc, eu îmi imaginez că au și o forță interioară și o putere în așa fel încât să facă față unor drame, unor căderi, unor apocalipse care mai survin din când în când în viața lor, pentru că altfel și-ar pune capăt zilelor sau ar intra în depresie. Ferească Dumnezeu de o situație de genul acesta. Prin urmare, eu sunt pentru a cultiva preocuparea economică cu condiția ca ea să aibă o dimensiune simbolică sau și simbolică. Eu sunt de om de afaceri, vreau să câștig, dar în același timp, ca să rămân om întreg, lucid, echilibrat, cu măsură în toate cele, eu trebuie să pricep că acel câștig al meu este un semn al elecțiunii divine, un fapt al alegerii mele de către o certitudine, dacă vreți, personală, intimă, a faptului că Dumnezeu mă ajută. Dacă mă ajută, înseamnă că mă iubește și mă încurajează să merg pe această cale. Ceea ce spun a constituit o mentalitate foarte stimulativă și fecundă de la primii luterani și calviniști analizați de Max Weber în Etica Protestantă și Spiritul Capitalismului, până la oameni de afaceri și mulți creștini din zona Americii, Americii de Nord și Americii Latine de astăzi. Este o idee interesantă. De cei care se ocupă de economie, trebuie să aibă, repet, în forul lor interior și sensibilitate simbolică și sensibilitate religioasă și, de asemenea, aș merge mai departe, să aibă un fond cultural puternic care să le dea forța lăuntrică să facă față unor provocări ale vieții. Dacă nu le ai pe toate acestea, ajungi în stare de criză, depresie și ferească Dumnezeu și la forme ultime ale inspirate de nenorocirea momentului. Îmi vin în minte din presă exemple de fotomodele, de actori, de medici, de oameni foarte cunoscuți care și-au pus capăt zilelor pornind de la o ceartă domestică obișnuită sau de la o dramă petrecută în familie. Aceste fapte triste, negative, mie îmi spun că oamenii aceia nu aveau forța interioară, pregătirea spirituală care să-i ajute să treacă mai departe, să facă față acestor provocări. Așa ceva mi se pare a fi astăzi de o importanță deosebită. O altă provocare a creierului uman, domnule profesor, este arta. Da. Chiar mai devreme ați dat un exemplu cu schimbarea particulei de apă atunci când... Da, exemple clasice sunt, da. În general sunt explicate atunci când vorbim de bioenergie sau în semiotică. Observ că de cele mai multe se spune că un artist care e mai, eu știu, mai neoavangardist sau așa, mai deosebit, spune, băi, să uit un om simplu, ce cu nebuniile astea? În timp ce dacă are o, știu, o cunoștință de bază asupra artelor și vede ceva mai așezat, mai liniștit, spune că asta este artă. În ce măsură creierul reacționează atunci când descoperă că are de-a face cu artă? Arta este foarte complexă. Până acum, specialiștii, criticii de artă, exegeții fenomenului artistic, nu s-au pus de acord a ceea ce înseamnă
autentic în artă. Sunt polemici, da? Sunt dispute. Există curente, orientări, există artiști clasici care formează canonul, dacă vreți, dar există și avantgardiști, nonconformiști, oameni care inovează uneori într-un mod total, adică spulberă... Haotic, exact, spulberă toate normele și încalcă toate taburile. Și atunci... Întrebarea ar fi dacă putem vedea o reacție la nivelul creierului uman în privința aceasta. Ce pot să spun eu este următorul fapt, că deseori revoluțiile în artă au intrat pe o cale nonconformistă, excentrică. S-a trecut de la un curent la altul, nu așa cum am gândit parcurgând un manual de școală, nu? Se schimbă câteva date tehnice, viziunea asupra perspectivei, ansamblarea culorilor și toate celelalte. Trecerea de la un stil artistic la altul uneori se face șocant, provocator, prin acele rupturi de paradigmă, paradigmele devin, vorba lui Thomas Kuhn, incomensurabile, nu se mai potrivesc. Și eu aș spune altceva, că acești artiști nonconformiști deseori nu aleg ei o cale de genul acesta și provoacă prin arta lor stranie, ciudată, nemai văzută până atunci, ci mai curând ei sunt stăpâniți de anumite fantasme, de anumite idei și aceste fantasme și idei lucrează în ei atât de subtil încât ei nici măcar nu sunt conștienți de prezența lor. Îmi place mai mult această idee care aduce în atenție jocurile imprevizibilului, elementul irațional. S-ar putea ca ei să nu controleze, să nu știe ce fac în momentul de față și pot produce o ruptură radicală care poate să ducă la un nou curent artistic sau, dimpotrivă, poate să ducă spre chici, spre haos, spre anarhie. E cu putință așa ceva. Privind ca sociolog și ca absolvent de filozofie, dacă vreți, om sensibil la cele spirituale, o realitate artistică de genul acesta, eu aș încerca să regăsesc acolo altceva. Sunt pasionat de o altă privire. În ce măsură într-un tablou, de pildă, în ce măsură într-o sculptură, în ce măsură într-o expoziție de fotografie, de grafică, eu regăsesc anumite simboluri, anumite teme, anumite motive arhaice, clasice, prezente dintotdeauna în istoria umană și în cultura omului. Dacă ele există și apar în forme noi, inedite, atunci pentru mine creația respectivă este una artistică, este una autentică, pentru că demonstrează o dată în plus ceva la care țin enorm, și anume victoria spiritului asupra trupului și asupra materiei. Cele spirituale reușesc să învingă timpul, reușesc să învingă istoria. E vorba de simboluri, e vorba de idei, e vorba de concepte, e vorba de faptul cultural ca atare. Având în vedere că apar în forme insolite, inedite, este sigur o provocare adusă fiecăruia dintre noi. Nu suntem pregătiți să le primim și să le înțelegem de fiecare dată. Și în istorie deseori s-a întâmplat așa, dar trebuie să ne menținem atenția trează, mintea deschisă și să colaborăm cu colegii noștri specialiști în alte domenii pentru a pricepe mai bine inclusiv ceea ce spuneați dumneavoastră la început. În ce măsură se reflectă actul artistic inovator la nivelul profund al creierului uman. Aici ar trebui să vină medicul să vorbească, neurologul să spună ceva, biologul, psihologul. Deci sunt pentru o abordare de ordin interdisciplinar. Ea ne duce mult mai aproape de adevăr. Domnule profesor, cel puțin vedem că România în ultimii ani este foarte zguduită în ceea ce privește, știu, acțiunea stradală. Da. Și lucrul acesta mă provoacă să vorbim puțin despre realitatea colectivă a creierului. Și colectivă pe fondul emoțional. Exact. Foarte rafinată și subtilă această idee. Avem de a face cu un creier colectiv. Avem de a face cu oameni care se simt în legătură unii cu alții, cuplați, dacă vreți, pe un fond emoțional. Este o emoție colectivă, este o reacție adversă care unește pe oameni mai mult decât i-ar uni simpatia pentru un personaj politic sau pentru un guvern anume.
Ei se simt legați mai curând prin datele de ordin opus, reactiv, nu? E vorba de atentarea la anumite valori clasice. Din fericire, omul modern, omul creștin, a rămas sensibil la anumite valori. Când e vorba de valoarea de justiție, dreptate, de adevăr, de bine, de frumos, dar și la date care privesc normalitatea și speranța. Speranța spre mai bine, spre o lume mai bună. În clipa în care aceste idei și valori sunt compromise de politicieni sau de un anume guvern, observăm că există aceste reacții. Ceea ce ați adus dumneavoastră în atenție este partea vizibilă a creierului colectiv, nu? Pentru că ne uităm în marile orașe și vedem oamenii din stradă, e partea vizibilă, dar creierul colectiv are o realitate mult mai nuanțată, mult mai complexă, cuprinzând oameni, foarte mulți oameni, milioane de oameni din întreaga țară. Sigur că da. Numai că ei participă simbolic din fața televizorului sau participă din casele lor, în sensul că sunt de acord cu revendicările, cu ideile respective. Sigur, există aici și partea cealaltă a lucrurilor. Puterea, oamenii care reprezintă, de pildă, guvernul, înainte de toate, răspund invocând faptul că noi nu cunoaștem în mod profund realitatea. Apropo de justiție, nu am citit acele legi ale justiției, nu cunoaștem strategiile, mecanismele, argumentele. Reacționăm instinctiv și emoțional, reacționăm în funcție de partidul nostru politic. Inclusiv la Bruxelles s-a spus că dezbaterea din Parlament n-a avut substanță juridică, ci a avut o coloratură mai curând politică, având în vedere apartenența liderilor la un partid care dorea să se impună pe scena publică. Da, e de nuanțat de discutat, dar reținem, dincolo de valoarea de adevăr a unora sau a altora, pentru că nu sunt eu în măsură să mă pronunț în privința aceasta, rețin ideea unui creier colectiv care are viață, care pulsează, care este vizibil pentru noi toți și care până la urmă ne ține legați. Eu l-aș pune în relație cu acel fond mental sănătos păstrat în zona aceasta a Europei, în Europa de Est, inclusiv în România, grație unor date de ordin istoric și cultural, diferite și chiar profund diferite de cele ale Europei Centrale și de Nord și chiar a Statelor Unite. În concluzie, avem motive de a fi optimiști în măsura în care suntem încă sensibili la valorile de tip clasic. Mi-ați aruncat acum pe finalul dialogului nostru o altă provocare. Am ales astăzi să facem mai curând decât un dialog, ci un interviu din provocare în provocare, astfel încât respectatorii noștri să se bucure de ideile pe care dumneavoastră parte le veți prezenta în cadrul conferinței de la Congresul Național Internațional Pregătim Viitor pe Cuvânt Excelența al Universității Apolonia din Iași. Ultima mea intervenție și provocare pentru dumneavoastră, domnule profesor, este următoarea. Vorbim despre atâtea tipuri de realități ale creierului. În același timp mai apare un nou tip de realitate, realitatea culturală și geografică. Deja ați pomenit puțin spațiul românesc, spațiul european și nord-atlantic. Dar să ne imaginăm că schimbăm clima. În ce măsură, iată, schimbarea climei, schimbarea fusului orar, schimbarea energiilor, influențează creierul? Și nu fac aici referire la tot corpul, în special la creier, influențează creierul pentru a motiva, eu știu, organismul să-și continue existența, indiferent de zona în care se plimbă. Da, e o temă clasică aceasta și mă bucur că pe finalul emisiunii ați adus-o în discuție. Au fost istorici ai culturii, filozofii, sociologi, antropologi, care au mizat mult pe determinismul de tip geografic asupra personalității umane și implicit asupra creierului. Concret, cred în această influență a datelor de ordin geografic, a climei, a temperaturii, a energiilor specifice. Cred că ele, dacă se schimbă, și vedem că în ultimul timp, din vari motive, se schimbă,
iarna nu mai e ca vara, nu, apropo de o vorbă celebră, putem sărbători deopotrivă Crăciunul și Mărțișorul cu Baba Dochia invitat de onoare, dacă vreți. E bine, în aceste condiții, într-adevăr, există influențe asupra personalității și a creierului. Însă, nu pot să spun cu rigoare matematică cum sunt aceste influențe, în ce grad sunt ele prezente asupra creierului meu, asupra personalității mele, asupra trupului meu în general. Cert este că nu avem de a face cu un determinism total, absolut, tiranic, dominator. Există influențe, dar există și reacții de apărare a creierului. Prin urmare, mai puternic este mentalul meu, mai puternic este mentalitatea mea, mentalul meu, mai puternic este conștiința mea decât influența de ordin geografic, decât influența de ordin social, decât influența de ordin economic și așa mai departe. Aici cred în această supremație a spiritului și a culturii, dar nici nu am cum să nu neg influența factorului geografic asupra mentalității. Și de la Durkheim din 1898, de la acel studiu magnific despre sinucidere, vorbim despre influența mediului asupra unor tendințe umane. Dar, repet, nu cred în dominanța lor, în tirania lor, ci mizez foarte mult pe libertatea umană și pe puterea spiritului de a învinge aceste provocări. Concluzia este că într-o altă ediție vom vorbi despre autocontrolul creierului, că asta este finalul dialogului nostru. Iată, domnule profesor, că am ajuns chiar la finalul emisiunii, a trecut foarte repede aceste 50 de minute. Doamnelor, domnilor, până la următoarea ediție, eu, Paul Gorban, vă doresc o seară inspirată și nu uitați, rămâneți în continuare pe Apolonia TV. La revedere!